Solomon James. Sunt aici la cetatea medievală Șoimoș și vreau să-ți citesc legenda ei, cum s-a construit. Se spune că cele trei cetăți, deci cetatea Șoimoș, Șiria și Dezda, ar fi fost construite de trei surori. Când acestea s-au întâlnit, prima a spus: dacă mă ajută bunul Dumnezeu, cetatea mea va fi gata mâine. A doua: nu se lăsă mai prejos. Și cetatea mea va fi gata tot mâine, spuse ea. Cea de-a treia exclamă sfidător: chiar dacă nu mă ajută bunul Dumnezeu, cetatea mea va fi gata mâine. După ce meșterii terminară construcția celor trei cetăți, cele trei surori ar fi fost pedepsite pentru trufia lor și transformate în șerpi, iar cetățile lor s-au năruit. Fecioarele se transformară în șerpi albi, fiecare purtând câte o coroană de aur pe cap și o cheie de aur în gură. Astfel apar în fiecare an, așteptând eliberatorul, care să le ia coroanele și cheile, după care ele se vor transforma iarăși în fecioare, iar cetățile vor reapare în toată splendoarea lor. Reședință pentru regina Izabela și fiul ei minor, Ioan Sigismund Zapolai, cetatea Șoimoș este un exemplu remarcabil de arhitectură medievală, cu zidurile mari de piatră, cu poarta principală pe un pod de lemn suspendat pe piloni deasupra unei râpe. Cetatea pare de nepătruns din exterior. Odată intrat, vizitatorul descoperă cu adevărat inima cetății. Curtea interioară și ruinele camerelor princiare amintesc de rolul important pe care fortificația l-a avut în istorie. Cetatea Șoimoș a fost construită spre sfârșitul secolului al XIII-lea, deci în anul 1200 și ceva, de către o familie nobilară. La începutul secolului al XIV-lea, respectiv după 1315, Șoimoșul devine cetate regală, donată în repetate rânduri către familiile nobiliare ale vremii. Fortificația ajunge în anul 1446 în proprietatea lui Ioan de Hunedoara, ocuparea ei fiind oficializată abia în 1453 de către regele Ladislau al V-lea. În vremea regelui Matia Corvin, cetatea a fost zălogită, trecând prin mai multe stăpâniri până a ajuns la fiul bastard al acestuia, Ioan Corvin. Prin el va ajunge în mâinile magnatului Gheorghe de Brandenburg. Pe lângă personalul obișnuit în timp de pace, doar 12 oșteni păzeau cetatea, scrie într-un document din anii 1513-1514. În aceeași vreme, domeniul cetății cuprindea 95 de așezări. Ca și alte cetăți din zonă, fortificația Șoimoș a fost asediată și cucerită de armata de țărani condusă de Gheorghe Doja, după ce garnizoana cetății s-a alăturat răsculaților. După înfrângerea răsculaților de sub zidurile Timișoarei, voievodul Ioan Zapolia a ocupat-o în folosul său direct. Câțiva ani mai târziu a devenit reședință princiară pentru Ioan Sigismund Zapolia și pentru mama sa, regina Izabela. A fost cucerită în 1552 de turci și apoi eliberată de creștini în 1595. La început de secol al XVII-lea a devenit o bază militară otomană până în anul 1688. A fost părăsită oficial abia în 1788 și supusă demolărilor, accesul dificil și relativa depărtare de localitate au fost motivele care au stopat accelerarea proceselor destructive efectuate de mâna omului. Din secolul al XIX-lea a fost protejată de legea monumentelor, iar ultimele reparații s-au produs la începutul decenului 7 al secolului următor. Uită-te, ți-am spus povestea lor. Și acum ne apropiem de ziduri. Ziduri uriașe de piatră. De aici se vede în perspectivă tot ce ți-am arătat mai înainte, râul Mureș, orașul Lipova, orașul Radna cu mănăstirea. De acolo mai departe e satul Sâmbăteni și aici în vale este localitatea Șoimoș. Cei doi cavaleri au plecat.
Va trebui să-i găsim pe undeva ascunși printre ruine. Cobor în vale, ceea ce este foarte periculos. Bunicu încearcă să ajungă cu bine. Uite-te pe aici așa și fii atent zidul de piatră cât este de mare, vezi? Uite-te. Asta e cetatea de la Șoimoș. Calea de acces este pe aici. Coborâm în continuare. Așa. Mergem pe aici. Aici sunt mulțime de pietre. Alte ziduri. Aici era un pod foarte mare. Un râu Mureș. Facem acolo cetății. Zidurile de piatră. Șoseaua. Alte ziduri. Aici sub noi este linia de cale ferată, care am văzut un tren adineori. Facem acolo cetății prin partea de sud. Normal, la cetate se ajungea pe aici. E posibil ca să întrerup filmarea și să văd pe unde pot face escaladarea, cum am luat după băieți. Și băieții nu știau povestea că se urcă pe partea cealaltă. Dar intrăm prin junglă. Sper să nu fie atacat de niciun animal, din care urși, tigri, crocodil și nu știu ceva altceva. Aia nu sunt crocodili cu Solomon James, ce vorbesc. Crocodilii nu sunt țara asta, în România. Ce mai departe, când la copii ne uitam acolo, mirați până jos ce departe e șoseaua de noi. Iară prin junglă, pomi, stânci și iar urcăm la deal și iar ne apropiem de ziduri. Este o casa unui animal periculos, nu știu ce poate fi, dar nu mai stăm să studiem. Aici este cetatea. Dacă putem să urcăm pe aici. Da. Intrăm în incinta ei. Cei doi cavaleri sunt ascunși printre stânci. Uite-te! Cetatea. Vedem și partea aia. Sper că îți place reportajul lui Bunicu.
semințe negre, omul cândva. Cei doi cavalere descoperă semințele negre ale mâncătorilor de semințe. Aici este lezarzi, da. Da. Lezarzii sunt un fel de șopârle de la șoimoș. Uite, hai să vedem. Da, era o păstâncă. Solomon James, o să-ți arăt o șopârlă. Sunt multe, foarte multe. Da. Vine cu smurdul stele. Ce? Vine cu smurdul cu elicopterul. Aici a căzut cineva în partea asta și a fost aproape mortal. A, da? S-a urcat pe zid în partea și a căzut într-o zonă foarte greu accesibilă și a venit cu smurdul. Helicopterul? Da, el a mers, nu că țărat, că și nu așa la liber. Da, și era sub influența plantelor care dau simptome nocive. Oh, wow, uite, sunt lezarzii. Uite, lezarzi care urcă sus, man. Da, dacă îi poate să urce puțin și noi, cum adică. V-aș sfătui ca să nu încercați, pentru că încercarea... Da, e așa de... Deci ar fi așa de ușor, așa. Spui mai mult să uiteți că alegi. Solomon James. Aici este o parte. Când eram noi copii, pe aici nu se putea vedea mai bine, pomii nu erau așa de mari. Cetatea era aici. Mi se spunea că drumul de acces la cetate, când s-a transportat piatra, era pe partea asta de aici. Dacă să-ți arate bunicul, pe o șosea. Mai este oameni, probabil, care vin roata pe șosea. Dar dacă nu e accesibilă mașinilor, vezi dincolo de pomii ăștia, se vede un deal pe care se poate veni până aici în apropiere. Dar imaginează-ți că atunci când turcii au venit să cucerească, au trebuit să se lupte cu oștenii care erau aici pe ziduri, care trăgeau cu săgeți, cu arbalete, cu sulițe, cu bumeranguri, cu cuțite, cu bolovani, cu cratițe, cu tot felul de obiecte care le puteau face rău turcilor. Dar turcii erau mai mulți decât ei. Și atunci turcii au zis: bine, dacă voi faceți așa, și noi o să vă batem când vă prindem. Și până la urmă au venit și au stat turci aici. Și când s-au apropiat românii să-i bată pe turci... Nu. În cauza că și tu nu chiar știi că dacă pic ești ok, parcă... Turcii știi cu adevărat, au dat în români cu tot felul de obiecte. Dacă pic mor. Și până la urmă, mult mai mult decât crezi, creștinii au reușit să-i bată pe turci foarte bine. I-au bătut măr. Și au plecat turcii în țara lor natală, care astăzi se numește Turcia. Și n-au mai venit în România decât în vizită. Și să ne aducă tot felul de biscuiți, ca să se împace cu noi. Și asta e pe scurt expediția la cetatea Șoimoș. La cetatea Șiria nu se auzea așa bine din cauza vântului, pentru că era un vânt ca un uragan. Poate că mai vin aici și cu mama Nii. Uite-te, vezi? Și aici, dacă te-ai gândi, era un acoperiș care nu pica apa înăuntru. Erau uși mari, erau poduri, erau camere, erau arme, erau... Nu cred că aveau mingi. Și n-avea niciun cățel de pat patrui, în schimb aveau căței mari ciobănești românești, care erau foarte, foarte, foarte răi și mușcau pe turci de numa. Dar până la urmă și ei au fost dresați de turci și uite așa e istoria noastră, care își amintește bunicul tău, Florian. O zi plăcută! Aici.